Elevii de clasa a 5-a din Ploiești au intrat în programul de prevenție în cerc, derulat de organizație neguvernamentală. Până la sfârșitul acestui an, 1650 de elevi vor fi verificați. Sami, un copil de 10 ani, este unul dintre ei. O să nu tensiunea, am să te rog să stai relaxat, nu o să te doară, o să te strâng un pic, e ca la aripioarele mele, așa. Băiatul face sport regulat și părinții au grijă să mănânce sănătos. Chiar și așa, testarea a evidențiat o problemă de postură. Am aflat că nu am platfus, am o problemă mică la coloană, doar că am aflat să o corectez. Ce-ți place ție să mănânci de obicei? Legume și fructe și uneori mai mănânc și, carne și cartofi prăjiți. Da, așa, mai puțin, nu? Da. Și uneori mai mănânc și dulciuri. Cred că este foarte binevenit, având în vedere că noi zi nu prea ne ducem. Dacă copilul nu are nicio problemă, nu îi ducem la doctor, nu... Așa, este foarte binevenit. În primul rând este gratuit. Am luat legătura cu dâns și mi-au spus în ce constă. Metodele folosite în acest program sunt non-invazive. Ea înseamnă efectuarea mai multor examinări în școală, cum ar fi măsurarea indicilor de masă corporală, un test de efort, măsurarea tensiunii arteriale, măsurarea posturii corporale, inclusiv a tălpii piciorului și o testare vizuală în cazul în care copilul nu se află deja sub îngrijirea unui medic. Programul se va realiza în 30 de școli din Ploiești pe o perioadă de 3 ani, 12.000 de elevi fiind astfel investigați. Au fost aleși elevii de clasa a 5-a pentru că la această vârstă ei încă mai pot fi influențați să-și schimbe anumite comportamente care nu le fac bine. Pentru a conștientiza nevoia de a schimba ceva în felul de alimentație, în felul de a acționa zi de zi. Copiii trebuie să se miște mai mult, trebuie să le explicăm ce este bine pentru sănătatea lor și ei sunt, la vârsta asta, chiar sunt receptivi. Studiul Predator a scos la iveală faptul că în România 11,6% din populația adultă are diabet. Mai mult, 31% dintre noi suntem obezi, în timp ce alți 34% sunt supraponderali. Doar 10% dintre bolnavii de diabet vin cu un bagaj genetic în acest sens. Și diabetul zaharat și obezitatea sunt boli cu creștere epidemică, cu consecințe dramatice odată după apariția lor, cu apariția unor complicații cronice irreversibile, invalidante și care cresc costurile în sănătate, dacă vorbim numai de costuri și nu vorbim de suferința umană. Programul Încerc a fost testat în Polonia și a dat rezultate foarte bune. 17% dintre elevii evaluați prezentau risc de îmbolnăvire cu diabet zaharat de tip 2, iar părinții au putut lua măsuri din timp.